opere. Acum, piesele s-au executat și... A fost complicat să găsiți manufacturi unde să le produceți? Că sunt de lemn, de plastic, de Da, cutia, nu a nu fost face oricine. ușor, nu a fost ușor. Mi-am interesat, prietenii m-au ajutat și mă ajută în continuare. Acum, piesele s-au executat în secuime și jocul s-a executat la noi în județ. Am zis că munca și banii și tot să rămână la noi în Deci județ. asamblarea ați făcut-o dumneavoastră, practic. Asamblarea o facem noi, familia, cum ar veni cu soțul, dar datorită faptului că avem prieteni foarte buni, vin și ne ajută. Vin și ne ajută pur și simplu, că fără ajutorul lor ar fi foarte complicat. Pentru că pachetele de Aveți acasă o cărți, mică manufactură. pachetele de cărți vin așa câte 100 de bucăți dintr-o întrebare. Și atunci înșirăm, de exemplu, 60 de pachete de cărți a 100 de bucăți. Și atunci trebuie frumos culese. Și la un moment dat doare umărul. Dar vin prietenii, ne așezăm la masă și povestim, ne distrăm, râdem foarte mult, pentru că așa trebuie să dai fiecărui zi o tentă drăguță, normală. Cât v-a costat una peste alta? Eu vin cu întrebările de ziarist. Acum, Cam o suntem pe ultimele minute ale emisiunii. da, în jur de 4-5 mii de euro. Acum n-aș putea să zic chiar concret, dar acolo se învârte. Dar asta datorită faptului că avem foarte mult ajutor și din partea designului și din partea prietenilor. Alina Creț ne ajută foarte mult cu site-ul, m-a ajutat, a creat un site super, se numește www.regelefamiliei.ro. Acolo găsesc telespectatorii toate informațiile. Și dacă ai așa mulți oameni parcă trimiși de ingeraș să te ajute, atunci parcă merg lucrurile Intrați pe bine. piața națională? Da, În cât sigur. timp? Da, sigur, încercăm să intrăm pe piața națională, pentru că eu zic că fiecare copil ar trebui să aibă dreptul la sentimentele care se produc într-o seară, în jurul jocului cu familia. Trebuie să aibă fiecare copil dreptul să simtă că familia este alături. Acum s-ar putea spune că noi oricum ne putem așeza și așa lângă masă și povestim. Ne Nu putem, este, dar nu ne nu este. așezăm. Și nu Cam ne așa se așezăm și întâmplă. nu este același lucru. Dar să Și știți că nu e ușor deloc să te așezi și aici ar trebui să le vindeți niște strategii, pentru că până-i conving pe mama care spală vase, face mâncare și ce știu ce mai face, că timpul nu ajunge niciodată, și tata care butonează într-un meci de fotbal și mai știu ce, și bunicii care se uită la telenovele, dacă așa, cât de greu e să-i adun, să ar trebui să găsiți niște tertipuri, să vindeți niște ponturi, pentru că mulți părinți spun, nu, lasă, mai încolo, mai târziu, mai de sărbători, mai în weekend. eu aș zice că asta ar putea să fie un cadou din partea bunicilor, pentru că dacă sunt pensionari, au mai mult timp și dacă nu, poate că ar fi important să pregătească o zi din asta superbă, să cumpere jocul, să pregătească o cină cât se poate de simplă și cu pâine cu untură sau cu un pic de slănină cu ceapă, n-are importanță. Că ne place, oricum ne place, asta ne place, cel puțin mie, acum Salivează sunt. regizorul deja, auzind de aici. Dar nu mâncarea este importantă, ci pur și simplu să creeze atmosfera și poate cu asta face un bine și părinților și nepoților. Și se bucură toți împreună. Și la rândul lor, cei care sunt ziua de azi părinți, o să procedeze la fel. O să știe că trebuie să creezi atmosferă și zile plăcute pentru membrii familiei. Doamna Anca, ce spuneți? Funcționează? Eu Domnișoara Anca. am mare încredere, mare încredere în jocul ăsta. Spun de 2 ori. Aș vrea să vă întreb, cât durează o rundă sau cât durează un joc? Cât timp ia Deci din bugetul de timp al familiei? noi am testat jocul și aproape 2 ore a durat o partidă, 6 persoane. Am înțeles, pentru că știți, se spune, nu e importantă cantitatea de timp pe care o aloci copilului, ci calitatea Da, acelui timp pe da, care da, alocă fie da. bunicul, fie Durează pentru părintele. că te inspiră la conversație, te duce către conversație și întrebi și răspunzi. Și atunci, în momentul în care te ridici de la masă ca să execuți partea distractivă, și acolo se. Apropo de partea distractivă, dacă puteți să-mi dați Cum să câteva nu? cartonașe, am văzut eu unul interesant, chiar primul este.
Am observat și lucrul ăsta că nu doar întrebările incită la comunicare între membrii familiei, ci și aceste provocări sau cărți distractive. Da. Pentru că una dintre ele sună așa, privește în ochi fiecare jucător timp de 30 de secunde. Asta înseamnă că vrei, nu vrei, stabilești contact vizual cu alt membru al familiei timp de 30 de secunde. Poate că altfel n-ai face lucrul ăsta. Sau nu ai face complimente sau declarații de dragoste socrului sau ginerelui. Da, da, așa este. Dacă ați fi să-i sugerați ceva pentru, nu știu, pentru viitor, pentru extinderea, e o afacere până la urmă, dincolo de toată această componentă emoțională puternică, alte variante de joc, din punct de vedere al psihologului, ce ar mai funcționa între cine și cine, între că te joci în familie odată, de două, de trei ori, dar mai vrei să exersezi și cu, nu știu. E adevărat, dar e așa de complex acum și mi se pare că sunt foarte multe lucruri pe care ți le oferă jocul ăsta, încât nici nu știu ce aș adăuga în momentul ăsta. Într-adevăr, s-ar putea ca jucat o dată de două ori, de 20 de ori, să devină oarecum rutină, un pic rutină, și atunci să trebuiască schimbate întrebările. Dar poate că pe parcursul jocurilor anterioare se pot dezvolta noi întrebări, mai incitante sau mai interesante. Și adăugate la joc. Și adăugate la joc. Da, s-ar putea. Nu, întrebam pentru că doamna, și îmi spuneați că aveți deja solicitări de la prieteni să faceți jocul, să extindeți jocul pe variante. Între prieteni, între prietenii copilului, între... O variantă pentru cupluri, trebuie să scoateți acum o așa. Da. Deci, mi s-a sugerat din partea cadrelor didactice de la Colegiul Andrei Mureșanu. Acolo a fost prezentat la câteva clase jocul și atât îmi amintesc din toată prezentarea că am văzut numai copii cu un zâmbet larg și cu ochii strălucitori și când o să jucăm cu familia. Deci erau așa de fericiți, erau așa de interesați și pentru mine a fost un sentiment foarte bun ce am văzut în ochii copiilor. Eu oricum o să vă invit cu drag la toate școlile părinților pe care o să le organizez. Mulțumesc de acum frumos. Încolo. Pentru că e o idee în care chiar cred. Putem aplica. Iată, doamnelor și domnilor, exemplu unei doamne care rămâne acasă cu copiii. Trebuie spus că doamna a ales varianta de a rămâne alături de copii dânsei după ce a petrecut o vreme îndelungată pe un vas de croazieră și a găsit o soluție care nu mai căunește familie, că este o bună afacere până la urmă, poate să fie o promițătoare afacere și un mod de a arăta că putem să ne dezvoltăm pe noi înșine, să creștem împreună cu familia, să avem idei utile, să creăm ceva în această lume bulversantă. Eu vă urez mult succes cu jocul, să ajungă cât de departe se poate și să vă scoateți investiția mai mult decât într-un timp rezonabil de scurt și să aduceți dragoste în multe case în care intrați. Cred că de sărbătorile astea o să stea multă lume și o să joace. Chiar fetița mea m-a anunțat că deja știi mami, am văzut că se găsește la vânzare jocul acela de care mi-ai povestit. Multe familii o să-l joace și probabil că o să se gândească. O să vă adresez un gând bun pentru asta. Doamnelor și domnilor, dacă aveți idei de acest gen, dacă gândiți proiecte de asemenea anvergură, haideți cu ele la noi și noi vă ajutăm să le dați glas. Dacă vreți, doamna Elisabeta, mulțumesc pentru prezență, vă mai aștept să-mi spuneți cum funcționează, cât de bine ați intrat pe piețe și câtă bucurie ați adus în multe familii. Doamna Anca, vă aștept să-mi spuneți cum funcționează la școala părinților, ca idee acest joc. Doamnelor și domnilor, vă invit să-l jucați și să ne transmiteți impresiile dumneavoastră. Noi ne vedem marța viitoare. Discutăm despre alte subiecte numai bune pentru sărbătorile care se apropie. Pace în suflete și multă căldură în cămine. Asta trebuie să avem parte de sărbători. Asta vă urez și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, toate bune!